N-am somn deloc. Aici era, stați de mult, stați de mult! Am rimeri pe degete, Alex Vele a scos piesă nouă. Ghiciți cine va face un react? Bună! Ce faceți aici? Ce faceți aici? Oare așteptați bancul cu cocos, nu? M-am hotărât să nu mai spun bancul cu cocos, pentru că mi se pare un banc slab acum. Știu că v-am crescut așteptările foarte mult în clipul ăsta. V-am spus că o să vă spun bancul în caz de nu știți. Unii dintre voi deja au scris în comentarii bancul, așa că nu o să vă mai zic bancul pentru că... Cocos! Subiectul de astăzi este muzica, pentru că m-am hotărât să vorbesc despre istoricul meu muzical, despre piesele care mi-au marcat mie copilăria și adolescența și piesele care m-au ajutat să trec peste pubertate și peste... Voi ascultați o muzică total diferită față de muzica pe care o ascultam eu pe vremea mea. Așa că în al patrulea clip din colaborarea cu CokeStream o să vă povestesc despre primul blues pe care l-am dansat, piesa care m-a obsedat, despre plăcerile mele vinovate, pentru că am foarte multe din alea. Așa că ție nu-ți rămâne decât să te uiți până la final. Eu am crescut cu două formații care mi-au plăcut foarte mult și sunt de modă veche, puteți să le spuneți așa, fără nicio problemă, fără să mă supăr. Smokey... I had to run away, get down on my knees and pray. Și pasărea colibri. Colibri? Nu mai vreau trei zile să mă duc și-apoi. Ați plătit, bre, bilet la concert? Ați plătit? Știu absolut toate albumele, absolut toate versurile. Am fost la concerte la ambele trupe, chiar dacă pe Smokey nu i-am prins era cu Chris Norman, adică în plecase Chris Norman din Smokey când au venit ei la București și mi-au marcat copilăria și de fiecare dată când aud o piesă de la formațiile astea două sunt așa năpădite de amintiri și de o stare foarte bună pe care sper că reușesc să vă transmit și vouă și poate v-am făcut curioși să dați și voi o ureche sau două. Primul blues pe care l-am dansat are o poveste destul de interesantă, cred. Pentru mine, cel puțin. Știți că mergeam în tabere, în rarele tabere în care ne lăsau părinții când eram mai micuți, adică în 5-8. Și, de fapt, nu tabere, erau excursiile. Și mergeam în excursie și în ultima zi de excursie, de obicei, se organiza o serată dansantă în care știu că băieții se dădeau cu extra mult parfum sau apă de parfum sau deodorant și fetele își puneau, eu cel puțin și colegele mele, șuvițe din alea colorate, de ți le prindeai cu un fel de chestie. Toată lumea aștepta momentul ăla în care venea o piesă mai lentă ca să poți să te apropii de băiatul de care îți plăcea din clasă sau ca alt băiat din altă clasă cu care era în excursie să se apropie de tine. Niciodată n-am reușit să dansez bluzul cu băiatul de care îmi plăcea mie. Veneau tot timpul alți băieți. Vă mulțumesc foarte mult că voi ați să dansăm împreună, apreciez, dar mie îmi plăcea un băiat și băiatul ăla niciodată nu dansa cu mine. Și am mai crescut eu măricică și cred că pe la vreo 14 ani, dacă țin bine minte, eram în BTT, în Câmpul Moldovenesc și m-a invitat la dans Răzvan. Îți mulțumesc, Răzvan, că ți-ai făcut milă de mine. Știu că mă plăceai. Și am dansat pe Metallica, Nothing Else Matters. Prima obsesie muzicală a fost Celine Dion, My Heart Will Go On. Că am văzut Titanic-ul de 11 ori. Nu era piesa aia pe radio. Am văzut filmul la cinema, în Piatra Neamț. Am ajuns acasă, eram absolut terminată psihic, disperată. Îl iubesc pe Leonardo DiCaprio, aia este piesa pe care eu vreau să dansez cu Leo. Și la un moment dat îmi făceam temele. Și perete în perete locuiau adolescent, era mai micuță, care pe semne avea deja caseta lui Celine Dion. Și-o pus My Heart Will Go On și-o dat la maxim. Și o auzeam prin perete și aveam pe perete un poster imens cu Leonardo DiCaprio și m-am pus în fața posterului cu mâinile așa. I feel you. Nebuna de care vă place astăzi sau de care nu vă place,
nicio problemă. A avut niște momente cheie din care trebuia să ghicesc că prima piesă într-o limbă străină pe care am învățat-o pe de rost este tot de la Celine Dion și am făcut așa. Că nu exista internetul, sau exista? Poate n-aveam eu internet, eram în clasa 5, abia primisem un calculator, un... Era prima chestie după 486, cred că era Pentium 1. Aveam Celine Dion în Winamp și am stat să îmi scriu versurile. Noi în clasa 5 abia învățam franceză. Am stat să îmi scriu versurile de la piesă, așa cum le auzeam. Prima casetă pe care am cumpărat-o a fost, bineînțeles, Amintirile mă răscolesc, nu mai rezist. Beyoncé, ia-mă la tine în trupă, Beyoncé. Primul CD pe care mi l-am cumpărat, deși ascultam foarte mult Backstreet Boys, am cumpărat-o pe Britney Spears. Inventam foarte multe coreografii pe piesele lui Britney Spears și o obligam pe mama în weekend, pentru că eu exersam de-a lungul săptămânii dansurile, să asiste la spectacol. Și puneam, am făcut la un moment dat, ce piesă era aia de dansaia pe un scaun. But now I'm stronger than yesterday. În clasa 9 am intrat în trupa de teatru și am început să am tot felul de influențe foarte mișto de la colegii mei din trupă, care ascultau muzică foarte diferită, și aveam o colegă care asculta reggae. Am văzut toate concertele pe care le-a avut Patrice în România, absolut toate, cum am ajuns eu backstage, de fapt eram voluntar și, în fine, poate o să vă povestesc în alt clip. It's let the music play. Au! What happened? Apoi a ajuns fata la București și s-a apucat de ascultat rap! La București am început să ascult CTC și separat pe fiecare CTCist în parte și să merg la concerte și după ce am lucrat vreo jumătate de an la un studio de înregistrări. Din partea rock-ului, piesa mea preferată și cred că piesa mea favorită din toate timpurile este de la Guns N' Roses, Don't Cry. Am fost singură la concert la Guns N' Roses pentru că n-a vrut nimeni să meargă cu mine. Nu-i plăcea nimănui din anturajul meu de pe atunci Guns N' Roses. I've been there before. Și am ajuns cu siguranță la partea pe care o așteptați cel mai mult, partea de plăceri vinovate. Mi-au plăcut ochii tăi de la LA. Esta noche bailamos. Let the rhythm take you over. Mi-a plăcut foarte mult Nino D'Angelo senza giacca e cravata. Vita mia. Obsesia momentului este pentru mine domnișoara Ariana Grande. Pe Cokestream găsiți un articol despre albumul ăsta nou al lui domnișoara Grande cu detalii despre fiecare piesă în parte și tot pe Cokestream am găsit un articol care se numește Ce spune muzica pe care o asculti despre personalitatea ta? Mi-e frică. Cel mai probabil ești o persoană extrovertită, onestă și să fie persoane foarte sociabile. Eu sunt aici, paticinciu. Și m-am simțit foarte bine clipul ăsta. M-am simțit foarte, foarte bine. Sper că s-a transmis și la voi. Dacă s-a transmis, sigur îmi veți da un thumbs up la acest clip. Sigur îți vei da îi veți da un share ca să se simtă bine și prietenii voștri și să vă minți. Nu uitați să te abonezi la vlogul de marți, pentru că pun câte un clip nou în fiecare marți și uneori și vinerea. Noi ne vedem marța viitoare. Eu am fost Ane, v-am pupat. Ciao!